Salut, eu sunt Kvi de la Transuman44.ro, iar astăzi avem un nou episod de unboxing. Cabina de duș Overlander. Probabil va fi cel mai scurt episod de unboxing, pentru că este un produs foarte simplu, foarte ușor de montat și, bineînțeles, foarte practic. Înăuntru vom găsi cele două profile L clasice și tipice marchizelor, săculețul de accesorii și anume cele două chei 10-13, cele două plăcuțe necesare prinderii L-ului de mașină, șuruburile necesare și cuiele de ancorare. Iar înăuntru vom mai găsi, bineînțeles, și cabina de duș, micuță și compactă. Desfacem prima dată profilele L pentru a le monta pe mașină, pas peste care noi vom sări de data aceasta, dar vă arătăm cum ar trebui să fie montate. Noi avem deja montate profilele L, de asta vom sări peste acest pas. Ele vin montate în poziția aceasta, cu ajutorul celor patru șuruburi lungi și a plăcuței de dedesubt. Da? Adică vom avea nevoie de minim două bare transversale sau, dacă aveți portbagaj, cu atât mai bine. Și vom trece direct la montarea L-ului pe marchiză. De această dată montarea e foarte simplă. Dacă la celelalte marchize aveam câte 4, respectiv 6 găuri în diferite configurații, la această cabină de duș avem foarte simplu doar două găuri, una fixă, una reglabilă, pentru că avem două șine. După ce scoatem de pe capătul cabinei de duș plasticul de protecție antișuierător, vom introduce două șuruburi sus, două șuruburi jos. Șuruburi pe care vine prins frumos profilul L în poziția aceasta. Prins rapid în cele patru șuruburi, următorul pas ar fi să deschidem frumos fermoarele, cabina de duș care este prinsă cu 3 chingi de siguranță și care va curge, să nu ne speriem că cel mai probabil ne va lovi acest material dacă nu suntem atenți, acesta este capacul. Partea de sus, tavanul cabinei de duș, pe care îl vom monta ulterior. Derulăm frumos. Din partea dreaptă, cum ne uităm la cabină, deschidem complet brațul, iar apoi venim și deschidem complet până devine un pătrat aproape perfect. Intrăm frumos prima deschidere și sigur simțiți și mirosul de nou. După ce l-am dezlipit frumos materialul pentru prima dată, aceasta are forma perfectă și putem să o ancorăm. Recomandăm ancorarea cu ajutorul cuielor de ancorare. Materialul de care vă ziceam adineauri, în caz că dumneavoastră sunteți afară, vă plouă și totuși vreți să faceți un duș, materialul are 3 laturi în care veți găsi aceste prinderi cu scai. Dar înainte de a o monta, are o întăritură. Această întăritură vine pe partea de sus a cabinei de duș. Odată băgată frumos pe șină, montajul devine mult mai simplu. Următorul pas ar fi să prindem acele chingi cu scai și vă veți întreba: bine, bine, dar cum avem lumină înăuntru? Ei bine, cabina de duș vine cu o bandă LED care ne va lumina seara sau chiar și ziua, pentru că este destul de întunecată, ca să ne ofere puțină intimitate în caz că nu folosim ca o cabină de duș, ci și ca să ne rezolvăm anumite treburi. S-a făcut lumină. Înăuntru veți găsi și două buzunărele pentru accesorii, nu știu, un săpun pe care nu vrem să-l scăpăm, un gel de duș, dar foarte important, avem și un fermoar care ne permite accesul în caz că ne-am uitat acel săpun să-l luăm din mașină. Avem acces la mașină. Eu am fost Kivi de la Transuman44.ro. Dacă ai alte întrebări despre acest produs sau oricare alt produs de la Overlander, noi te așteptăm în secțiunea de comentarii sau prin mesaj privat sau pe pagina de Instagram, de Facebook, chiar și pe YouTube se pot trimite mesaje. Iar până data viitoare, nu uita, like, share and subscribe!